Ce-a mai făcut ăsta la mașină? Cred că am rupt un bumb la M3. Iar punem roți, iar schimbăm, iar testăm, iar fai de capul meu. O să vă povestesc la vulcanizare pe scurt așa de ce facem asta. Sper să am timp și să pot. Aș fi vrut să zic că treaba este simplă și că nu e nicio problemă. Mi-am cumpărat niște anvelope de 35 cu 12,5 din gama Maxis. Cam zic că sunt mai agresive, mai mișto, mai interesante, dar sunt bias, nu trepador. Sunt bias, nu radial. Și atunci pe jantele de 8 fac burtă și nu poți să mergi cu ele pe asfalt, nu e ok. Și atunci mi-am comandat un set de BF Goodrich, Mad Terrain, care sunt cu carcasă radial, să le punem pe jante de 8, așa cum zic băieții, ca să nu mai dejantăm. Și să vedem ce iese. Dacă tot am luat și niște jante de 10 lățime, să punem maxisurile, să vedem cum se așează pe jante de 10. Și mai am o jantă cu ET0, tot de 8 lățime, să o punem pe mașină, să vedem cum arată. Cam asta facem astăzi. Sper să avem un final cu happy ending. Jantă pe 16 cu 10 lățime, așa arată. Ca să știți și să comparăm de tablă, jantă pe 8 lățime de aliaj cu un bedlock fals. Asta e diferența. Maxis Creepy Crawler, BF Goodrich Mad Terrain. Asta e diferența de crampoane, se vede clar. Dimensiunea, M3. La înălțime par la fel, unul e radial, altul e bias. Vedem mai departe ce se întâmplă. După ce am montat anvelopele BF Goodrich, după cum ați văzut și în poze, radialul stă perfect pe janta de 8, 12,5 lățime, nu mai face nicio burtă. Biasul de la Maxis face burtă și pe jantele de 10 lățime și ei recomandă montare de la 8,5 lățime până la 12. Nasol. Uite. Are burtică, ce să-i facem? Aia e, mergem la garanție, nu-i problemă. În final, am ajuns și la mecanic. Avem programare de o lună și ceva, e greu în meseria asta, să nu credeți că e ușor. Schimbăm planetare, față, articulații, buș, bielete, bucșe, tot ce trebuie, uleiuri. Tot ce trebuie ca să fie așa cum trebuie să fie. Avem și un cățel aici. Foarte frumos. Tare noi, măi, nevoie. Frumos, curățat aici, cu verde, tuning nemică, tuning, kit coborâre diferențial, dacă vrea cineva, mai avem unul pe stoc. Iar acum am ajuns la capitolul troliu și am vopsit aici, nu știu cât se vede, am vopsit aici cu negru placa de troliu, am dat bara jos să o vopsim un pic așa de probă, să vedem ce și cum. Avem aici toate componentele necesare montării troliului. Aduc și troliu și ne apucăm de vorba aia, până la troliu să vopsim și bara pe interior. Nu? Măcar să-i dăm un grunt, măcar. Da, mi-am bătut joc și de soluția asta de la Standox. E un grunt, i-am dat pe interior, sper că se vede. Pa, 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 mai am o mână și după aia treaba e bună. Așteptăm vopsirea. Vopsirea de control, nu aia care trebuie, pentru că mi-am bugetat ca la mașina asta să fac lucrurile de 3 ori. Nu o dată, nu de două, de trei. Da. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Bogdan, care m-a întrerupt din filmare. Și ziceam așa, dacă aș fi putut să fac un tutorial despre cum se montează un troliu corect, dar n-are niciun rost să-l fac, pentru că toată lumea se pricepe. Așa că vă spun că mi-am montat troliu și că nu este atât de simplu. Da. Și vă mai recomand că atunci când montați troliu, să-i scoateți briderul și să mergeți să-i luați un furtun care să-l legați de snorkel, în cazul în care aveți snorkel. Ce? Breeder? Ce? Furtun? Troliu? Ce? Nimic. Nu contează. Pentru aia care știu. Și bara de control, că o să fie
altă vopsea și alt design, nu o să vorbim de aici niște proiectoare, dar pentru un argintiu mat, mi se pare că arată brutal. Abia aștept să o pun pe mașină. Cum îi zice și titlul generic, nici o zi fără Toyota, nici o zi fără Toyota. Am comandat flanșe de la prietenii mei de la All Steel, de unde comand eu de fiecare dată. Îmi place, sunt din aluminiu, băieții fac o treabă extraordinară. De ce? Am să vă arăt imediat. Fii atent. Haide-mă, pentru că e foarte simplu. După ce am schimbat gumele, fiind o altă carcasă de anvelopă, îmi freacă în braț. Și atunci trebuie distanțiere, să scoatem roțile mai în afară, ca să nu mai frece acolo. O să frece un colțul de prag aici, dar există ciocanul pentru asta. Da, și cam asta e treaba. Am montat rol, eu am vopsit și bara. Bara am vopsit-o doar așa, de probă, pentru că se mai vin niște proiectoare aici. Da, e tras tot. Am montat și troliul, totul e ok, cabluri, avem totul izolat, hotărât, cabluri serioase de curent, nu e panică. Și acum suntem la flanșe, capitolul flanșe, așa arată acum, da? Ne uităm și după ce montăm flanșele, da? Așa arată mașina cu flanșe, are și ea mușchi, a făcut și ea niște umeri la sală, nu? A făcut, nu pot să zici că n-a făcut, trebuie să scot apărătorile de noroi, că acum freacă în apărătorile de noroi, dar arată mai decent, cu doar plus 5 cm de sală. Mi-ar trebui niște overfendere, dar hai că pot să trăiesc cu asta. Nu sunt overfendere așa mici, vezi? Trebuiau scoase 10 cm ca să pot să pun overfendere. E, lasă că e bine și așa, să vezi noroiala acum, să vezi cum se murdărește nebuna asta. Așa arată pregătirea pentru expediție. Montăm stație. Asta e varianta aleasă. Montăm stație, montăm antenă de radio digitală în interior și atât. Momentan, și USB pentru radio ca să punem stick, că na, pe drum să ai muzică. Urmăciuia. Revenim cu montajul final. O antenă, ești nebun? E mai mare decât mine. Are 2 metri. Am antenă. Se aude Chill FM, țiplă. Sunt foarte mulțumit. Am și stația montată, și microfon, și încărcătoare, și USB-uri, și tot ce vrei, ești de bun. Aștept expediția să folosesc stația de tirist. Colegul. Am uitat că trebuie să mai documentez partea asta de Toyota prin video. Avem de montat scut, proiectoare în bară, mutat antena în bară, montat scut, am zis, și punctă de ancorare. Să mai cumpăr niște șuruburi, trebuie să mai cumpăr niște șaibe, trebuie să... Și luni plecăm în expediție, probabil. Am montat scutul și punctele de ancorare. Yay! E bine, bine, e foarte bine. Ce-a spus toată ziua? O cutie. O cutiuță. De ce nu e bine? Că nu știu, bine. Zic că e țiplă, îmi place. De ce trebuie? Nu mai mișto că ies puțin. Ce? Nu mai mișto că ies. Păi, normal, nu? Adică, trebuie. Este mai agresiv. E bine că nu e cald. Mi-am ales să șlefuiesc plumierele și butoanele de la geamurile spate. Acum am 35 de grade, deci are un flec. Dar vorbesc despre aceste butoane spate pentru că sunt foarte greu de găsit. Nici nu vă imaginați. Poate doar oamenii care și-au luat Land Cruiser 100 din Danemarca auto-utilitar mă înțeleg. Astea. Da.
atât de greu de găsit, nenorocitele astea, atât de greu de găsit. Mez lingourile de aur, că astea sunt lingouri de aur, frate. Unde sunt? Parcă o zi fără Toyota. Nici o zi fără Toyota, dar uite. Butoanele astea, doamne. Doamne, 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 doamne. Teribil. Autoutilitar ai vrut? Autoutilitară ți-ai luat. Păi da? Reparăm toate gunoaiele. Da. Șapte. Reparăm gunoaie scumpe. Că tot n-am mai făcut niciun update despre Toyota. Sunt la al doilea set de butoane spate care se potrivesc la mufă, dar nu funcționează. Dar nu numai că nu funcționează, că era mișto și interesant. Mișto este că unul ridică și unul coboară. Da, deci al doilea set de butoane. Norocul meu e că n-am dat bani pe ele, dar poate din două facem unul. Poate. Ce am mai făcut la Toyota? Băi, n-am mai făcut mare lucru. Mi-am pus proiectoarele astea așa de design. Astea de aici. Unde sunt? Aici. Așa. Și mi-a aruncat 3 ani cheile în scurgere. Le-am recuperat după 4 zile. Am schimbat bateria, a mers cheia, n-a mai mers cheia, iar a mers cheia, iar a mers să o repar, să fac din două una, trei una, în operație. Acum vedem care e rezultatul. Dacă nu, punem închidere centralizată. Ce voi mă cu? Ești cu picior? Nu avea nevoie. N-avea? Nu. Dar las-o la fire, așa, că eu vreau cu firele alea să le ating între ele și așa aș vrea să umblu. Știi? Să ating firele alea și să zic gata, mă, am descuiat omul cu ea. Ai și por bagaj ăsta? Nu, să nu exagerăm, te rog. Ar vedea că două butoane? Da. Adică ăsta era în plus. Loc și un loc. Alea două. Problema e că ăsta nu mai merge. Ce, l-a încuiat sau descuiat? Încuiat nu mai merge. Te-am unde și ia butonul de pe ălalt. Poate în țiplă, pe lufturi, tot ce trebuie. După aia iau eu un copac. Hoc! Aia e, bă, ce să faci. Băiatul a aruncat pragurile la fier vechi. La fier vechi. Aici, copil. La fier vechi l-ai aruncat. Aia e. Și uite așa, pentru că n-am rezolvat nimic cu anvelopele din spate, Maxis Creepy Crawler, n-au nicio problemă de garanție, așa trebuie să fie ele, ok, aia e, am încercat. M-am supărat și mi-am luat un snorkel. Mi-am luat un snorkel de la GTC pentru că am zis, băi, viața fără snorkel e pustie, dacă tot schimba aripile pe față și mai fac o parte de tinichigerie, îmi iau un snorkel, să... dacă tot umblu acolo, să nu mai umblu și altă dată, zic eu. Și m-am întors și la prima dragoste, Nissan Terrano, cu doar 124.000 de kilometri la bord, senzațional. I-a căzut geamul, dar e ok, îl schimbăm, nu e problemă. Îi mulțumesc lui Augustin că mi-a dat ocazia să mi-aduc aminte de prima mea mașină de off-road, care era extraordinară, jur. Extraordinar. Da, îi dăm mai departe bice, să vedem, vopțim bara, facem, nebunie, proiectoare, legăm, fire. Gata, mă. Asta era. Avem matrița. Bine că n-am semnat. Bam, bam. Pam, pam și aia e viață. Vorba aceea. Noroc că ne-a trebuit. Gata, mă, acum putem să intrăm în apă. Noroc că e pe benzină mașina și noi. Cucu! Băi, cum să scăm bine la dimineața să-i fac poarta aia, că tot timpul se trece la 2-3 când e căldura aia mai mare. Eu zic să o lăsăm fără aripi, că arată bine. Știi ce zic? Mie îmi place și Ferrari. Ce-ai pus? De Honda? De Honda, da. De Honda, e bine. E bine că suntem în trend, știi? Să fim tot pe japonezi, aceeași calitate. Să nu... Că după aia se speria, drag. Zice, ce-mi pui aici, uși, de bun? Altceva? Ia să vine pe partea. Am crezut că am făcut eu ceva. Ce faci, mai vin la muncă? Ce-i crezut? Te-ai tuns? Top to stand. Mamă! L-ai prins în șurubul, mă? Păi da. A, să-l lași. Exact așa o să-l lași. Trebuie să dau muzica mai încet, că n-am de filmat și cum ar zice bătrânul Sergiu, Dumnezeu să-l ierte, Nicolaescu, care el filmează, el centrează, el dă cu capul, el regizează, un flag m-au ciurit. Pe partea dreaptă am reparat. Nu eu, din Ichigiu, Dan.
vă dați seama, să nu înțeleagă cineva greșit că repar eu. Așa. Dar pe stânga, pe stânga e groasă problemă. Cucu, 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 cine ești tu? Da, eu vă sfătuiesc pe toți să nu vă luați Toyota, că-s proaste rău de tot. Te au găuri în ele și tot felul de lucruri. Nu vă luați, frate, că-s nasoale. Uite, eu stau numai cu ea în serviz să cărpesc niște ruginituri. Uite-te și tu, cine m-ai pomenit? Și eu stau aici. Și eu stau, frate. Ce-o fi asta? Nu știu ce e, nici nu mă interesează, de altfel. În sfârșit, treaba este că... Nu vă luați, că nu sunt bune.